La udat de ardei gras. De ce păstrez toate aceste buruieni, această masă verde de buruian în jurul ardeilor? Pentru că ardeii au expunere sudică permanentă și sunt expuși la radiație solară foarte puternică. Mai ales în perioada aceasta, soarele arde cu putere și buruienile din jurul lor le asigură o protecție împotriva razelor solare. Și mai ales acum când soarele arde intens. Dacă aș desface această masă verde, pământul s-ar încălzi foarte tare și s-ar usca de asemenea foarte mult. Așa că păstrez iarba aceasta în jurul ardeiului pentru a proteja pământul de razele solare și pentru a scădea în modul acesta temperatura pământului. Chiar dacă aceste buruieni consumă din apa și hrana ardeiului, este de preferat decât să fie ardeiul pârjolit de soare. Cum se vede aici, am o ștevie foarte înaltă, sălbatică, pe care am lăsat-o tocmai cu rol de protecție solară, să umbrească locul. Nu permite soarelui să ardă cu intensitate zona aceasta cu ardei. Pentru că ardeiul, deși este iubitor de soare, suportă destul de greu radiația violentă, radiația solară violentă. Am și un ardei gogoșar care e un pic întârziat, dar se dezvoltă el. Uitați exemplul de arsură solară. Unde soarele a bătut cu putere, ardeiul a avut de suferit.
Avem aici niște gogoșa. Niște ardei iute, mai mult bulgăresc. Unii sunt iuți, alții nu. Așa arată burienile, stratul de protecție solară. Deci uneori în grădină e bine să păstrăm și un strat de burieni care să ne asigure o protecție împotriva soarelui. Stratul verde de jos formează din nou de asemenea un strat de protecție solară. Nu este nevoie să fie udat pe fiecare zi, dacă e uz odată bine, suficient o dată la 3 zile să fie udați. Atât pentru astăzi, aveți grijă de voi, aveți grijă de grădina voastră, căci ea vă hrănește. Sănătate, numai bine!